Mirajul jobului bine plătit atrage ca un magnet tot mai mulți olteni. Lasă casă și familie, copii și părinți și aleg să plece pe alte meleaguri pentru un trai mai bun. În Spania, Italia, Grecia, Germania, Anglia sau Portugalia, la tot pasul întâlnești români. Nu există oraș mare din Europa unde să nu auzi cel puțin un om vorbind românește. Și din Olt, mii de persoane au plecat în străinătate în căutarea unei vieți mai bune pentru ei și copiii lor. Numai prin rețeaua EURES, anul trecut peste 130 de locuitori ai orașelor și comunelor oltene au încheiat contracte de muncă în străinătate. În preferințele oltenilor conduce detașat Spania, unde au mers să lucreze aproape 100 de persoane. Ibericii îi primesc cu brațele deschise pe cei ce vor să lucreze în agricultură. Banii nu sunt mulți raportat la volumul de muncă, însă se câștigă mult mai bine ca în țară. Aceștia sunt însă cei care au reușit să plece din țară cu contract. Cei ce s-au adresat biroului EURES în căutarea unui job sunt mult mai mulți, aproape 500. În anul 2017, la compartimentul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă s-au prezentat 481 de persoane interesate de serviciile rețelei EURES pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate. Dintre acestea, un număr de 131 de persoane au și obținut contracte în țările Uniunii Europene. Astfel, în Spania au obținut 95 de persoane, în Danemarca 31 de persoane, Portugalia 3 persoane, Marea Britanie 1 persoană și Norvegia 1 persoană. Suntem pe primul loc pe țară în ceea ce privește gradul de ocupare în străinătate. Biroul EURES din cadrul AJOFM Olt ocupă prima poziție în clasamentul instituțiilor ca număr de contracte semnate pentru piața muncii din spațiul comunitar european. Și 2018 promite a fi tot un an de vârf pentru cei ce vor să plece la muncă în străinătate. Deja aproape 200 de olteni s-au interesat de un job, în timp ce 37 au și plecat la muncă. Acestea sunt însă doar cifrele oficiale. În realitate, numărul celor care lucrează în afara țării este mult mai mare. Statistic vorbind, cifrele arată că cel puțin la două familii o persoană este plecată din țară.